Salutare, prieteni! Au rămas zile numărate până la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. Și tinerii care își fac studiile sau lucrează în capitală, de asemenea pot vota în Chișinău, chiar dacă nu au viza de reședință. Pentru aceasta este nevoie să urmați 3 pași simpli până în data de 29 septembrie. 1. Să vă adresați la pretura sectorului în care doriți să votați, cu buletinul, fișa de însoțire, plus copia acestora. 2. Împreună cu responsabilul de listele electorale al preturii, să identificați secția de votare, unde veți vota în ziua alegerilor prezidențiale. 3. De la pretură veți primi o recipisă pe care o veți prezenta la secția de vot în data de 30 octombrie 2016, atunci când veți alege președintele. Dacă doriți să aflați informații suplimentare, echipa TPPM este la dispoziția dumneavoastră. Sau ne scrieți pe pagina de Facebook, sau ne contactați la numărul afișat pe ecran. Vă îndemnăm să nu fiți indiferenți. Mergeți la vot! Participați la primele alegeri prezidențiale din ultimii 20 de ani. Thank you.